Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Marțiara, la sediul instituției prefectului Vaslui, a avut loc o importantă ședință pe tema lucrărilor care sunt efectuate la punctul de trecere a frontierei de stat de la Bumbăta. La ședință au participat reprezentanții instituțiilor implicate în acest proiect, întâlnirea fiind coordonată de consilierul primului ministru, domnul Claudiu Drumea. La întrunirea de lucru a fost prezent și domnul Gheorghe Sorescu, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Scopul întâlnirii a fost de a pune la punct ultimele detalii legate de finalizarea lucrărilor de la punctul de trecere a frontierei Bumbăta și de a se asigura că acesta va fi funcțional până la finalul lunii mai. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat stadiul lucrărilor, au identificat problemele de la momentul actual și au căutat soluții pentru a le rezolva în cel mai scurt timp posibil. Peste 15.000 de angajați din sistemul de învățământ au participat la unul dintre cele mai mari marșuri de protest din țară. Printre aceștia s-au numărat și membrii Uniunii Sindicale Didactica Vaslui. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc, în mod special angajații, personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar. Aceștia au cerut în primul rând majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate. Salariul profesorului debutant trebuie să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic, au transmis sindicaliștii din învățământ. Prins în laț de către braconieri în pădurile din vecinătatea comunei Oșești, ursul a fost eliberat de către autorități. Înainte de asta, animalul prins de gât în laț a fost verificat de către un medic veterinar. După ce s-a constatat că nu a suferit răni, ursul a fost așteptat să-și revină din anestezie și apoi a fost lăsat liber. De asemenea, se pare că acest exemplar a fost văzut încă de duminică în zona localității Cursești de către un fermier. Mai mult, reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor spun că urșii au apărut în ultima perioadă în județele Vaslui și Botoșani și migrația lor este cauzată în principal de un dezechilibru în natură privind numărul de exemplare. Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu autospecială de stingere cu apă și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din localitatea Mălăiești, comuna Vutcani. La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere violentă la nivelul acoperișului și 3 camere de locuit, existând pericolul de propagare la întreaga locuință, dar și cel de explozie al unei butelii încărcată cu GPL. Proprietarul locuinței se autoevacuase și era extrem de agitat, motiv pentru care a fost extras din zonă de către polițiști. După aproximativ o oră și jumătate, incendiul a fost lichidat, fiind salvate 2 camere de locuit și o casă învecinată. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului este acțiunea intenționată, proprietarul imobilului declarând că a declanșat incendiul. Cercetările în acest caz sunt efectuate în continuare de polițiști. După aproape 3 ani și jumătate de la decesul asistentei medicale Mihaela Enache, procurorii vaslueni au finalizat ancheta care îl viza pe soțul acesteia, dând o soluție la care familia femeii nu se aștepta niciodată. Deși la acea vreme multe voci insinuau faptul că Mihai Enache ar fi avut o legătură directă cu decesul soției sale, rudele asistentei au decis să meargă în fața procurorilor cu lucruri concrete care puteau fi oricând dovedite. Astfel, fratele femeii a făcut plângere pentru violență în familie, acuzându-l pe Mihai Enache că își bătea atât de des soția, încât i-a transformat viața într-un coșmar. În acest sens au fost depuse la dosar poze cu asistenta plină de vânătăi, discuții ale acesteia cu prietenele sale în cadrul cărora se plângea că a fost bătută de i-a sunat apa în cap și chiar un certificat medico-legal eliberat de Serviciul Județean de Medicină Legală în data de 2 decembrie 2019. În timpul examinării, Mihaela Enache i-a spus medicului legist că în ziua precedentă fusese lovită cu pumnii, palmele și picioarele de soțul ei, Enache Mihai. Medicul a constatat că femeia a suferit într-adevăr mai multe leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu sau de corpuri dure, posibil lovire activă cu mijloace contundente, și a acordat acesteia 3-4 zile de îngrijiri medicale. După o anchetă ce a durat 3 ani și jumătate, timp în care s-a omis audierea mai multor persoane cheie care puteau confirma coșmarul prin care trecuse asistenta medicală, procurorii vasluieni au dispus clasarea cauzei, având ca obiect infracțiunea de violență în familie, întrucât fapta nu există, spun procurorii.
procurorii. Nemulțumite de felul cum a decurs ancheta și implicit de rezultatul ei, rudele Mihaelei Enache au făcut plângere împotriva soluției date de procurori, în speranța că cineva îi va face totuși dreptate asistentei medicale. Vă reamintim numărul unic național de urgență pentru victimele violenței domestice, 0800 500 333. Cea mai înaltă cruce din țară se află la Muntenii de Sus, în județul nostru, și are 42 de metri. Potoșănenii din comuna Ibănești vor să construiască una și mai mare, de 44 de metri, semnal creștinătății și a mulțumirii pentru tot ce au. Crucea din Vaslui are o înălțime de 42 de metri, aceasta cântărește 8 tone și jumătate și a fost inaugurată pe 20 august 2017. Se află pe vârful unui deal din comuna Muntenii de Sus și a fost ridicată de un om de afaceri, Aurel Roman. Tot acolo omul de afaceri a construit și un paraclis și o cabană în care să locuiască un călugăr. La ridicarea acestui simbol, primarul comunei Muntenii de Sus, Ion Vartolomei, era mândru de construcție. Acum, botoșănenii din comuna Ibănești vor să depășească recordul vasluian cu un monument care va avea 44 de metri și va costa 2 milioane de lei. De această dată, monumentul va fi construit de administrația locală. Tot mai multe comunități de la nivelul județului Vaslui se confruntă cu lipsa de medici, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Autoritățile depun toate eforturile pentru modernizarea infrastructurii sanitare și atragerea tinerilor medici specialiști. Localitățile vasluiene în care nu a funcționat niciun medic de familie timp de 2 ani consecutiv sunt Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Giurcani, Ibănești și Mălușteni. Ioan Ciupilan, de exemplu, primarul municipiului Huș, a spus că orașul are o lipsă de medici, dar nu este vina nimănui că nu vine nimeni la concurs. A fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern ce privește aprobarea schemei Ajutor de Minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartofi de consum pentru anul acesta. Ajutorul poate fi aplicat de întreprinderile sau întreprinderile unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole pentru susținerea producției de cartofi, respectiv de producători agricoli, persoane fizice care dețin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, societăți agricole precum și de persoane juridice. Pentru a fi eligibil la înscrierea în acest program și ulterior la încasarea ajutorului de minimis pentru producția de cartofi obținută, solicitanții trebuie să aibă în vedere solicitarea ajutorului de minimis prin înscrierea în program în primul rând la Direcția Județeană pentru Agricultură Vaslui, să utilizeze o suprafață cultivată cu cartofi de consum de minimum 0,3 hectare inclusiv, trebuie să fie marcată la loc vizibil cu o placă indicator, să transmită o notificare scrisă la DAJ Vaslui pentru identificarea și evaluarea producției de cartofi și să obțină o producție de minim 15 tone pe hectar de pe suprafața înscrisă în program, din care să se comercializeze cel puțin 6 tone pe hectar. Joi, 1 iunie, sunt așteptați 10 de copii de la clasele primare cu tot felul de jucării care nu le mai sunt necesare, dar care pot fi un cadou deosebit pentru alții, la Târgul de Jucării în Parcul Copou. Centrul Cultural Județean Vaslui pregătește cea de-a 7-a ediție a Târgului de Jucării, eveniment găzduit de Parcul Copou, între orele 9 și 14. Atmosfera la târg va fi întreținută de profesorul de joacă Leo Magdan, cu diferite jocuri interactive, dar și prezentarea spectacolului Fetița de Jucărie de Silvia Ghilaș. Primăria municipiului Vaslui organizează cea de-a 9-a ediție a festivalului concurs Mai cu Folc, care va avea loc în zilele de 13 și 14 mai. La ediția din acest an s-au înscris 27 de concurenți la categoria individual și 23 la categoria grup din România și Republica Moldova. Parcul Copou se va umple sâmbătă 13 mai de la ora 10 de tinere speranțe ale muzicii folk venite în municipiul nostru în căutarea confirmării talentului lor și ne vor oferi cu generozitate și emoție o parte dintre trăirile lor frumoase și preocupările artistice. Le spunem bun venit concurenților din țară și din Republica Moldova și abia așteptăm să ne remodelăm sufletele după armonia muzicii. Vasluienii poftiți la festival! Așa sună invitația făcută de reprezentanții primăriei Vaslui. Iar acum, o știre din sport. Performanță frumoasă reușită de echipa de rugby U15 din cadrul clubului sportiv școlar CSS Bârlad, în urma victoriei înregistrate la etapa a 6-a Diviziei Naționale de Juniori U15 ediția 2022-2023, vulturii antrenați de profesorul Florin Ibănescu s-au calificat la turneul final al campionatului. Meciul s-a jucat pe 30 aprilie la Bârlad în compania jucătorilor de la SCM Gloria Buzău și a fost câștigat de bârlădeni cu scorul de 38-5. Transmitem și noi felicitări!
Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Burlad. Smile FM.